Bună ziua, vă salută Tatiana. Vom continua geanta pentru plajă. După cum vedeți, eu am făcut și cea de-a doua parte. În continuare, vom închide cele două părți și vom face partea de sus a genții, după care vom decide ce mânere îi vom așeza. Deci, cu același fir de cape, color, după cum vedeți, am lucrat cea de-a doua parte, am pus părțile față în față. Doamnele care lucrează știu exact care este fața lucrului. Deci am pus cele două părți față în față și acum, cu același croșet, croșetul numărul 3 și jumătate, voi începe să unesc cele două părți. Le voi uni picioruș cu picioruș, voi lucra piciorușe scurte și de jur împrejur cu atenție. Eu vă voi prezenta pentru început, deci voi intra în primul picioruș și vom face un picioruș scurt, după care vom intra în cel de-al doilea cu atenție să prindem capetele, să prindem firele și de o parte și de cealaltă și vom face piciorușe scurte. În felul acesta vom închide cele două părți componente. Încet, încet, eu sper că se vede. Bineînțeles, nu voi sta cu dumneavoastră să lucrez întreg rândul, însă vă arăt modul în care putem închide. După care ne vom întâlni și vom continua lucrarea. Uitați-vă în felul acesta. Deci vom face piciorușe scurte tot de jur împrejur. Ne întâlnim la sfârșitul rândului. Cu piciorușe scurte, așa cum vă spuneam, am ajuns la capătul rândului. Acum voi trage firul un pic. Acesta este firul cu care am încheiat cealaltă parte. Vom întoarce geanta pe această parte. Vedeți? Apoi vom aranja așa cum trebuie. Și vom continua. Vom continua partea de deasupra. În ce fel vom continua? Vă explic imediat. Să vedem partea corespunzătoare. Acest fir îl vom ascunde încet, încet. Cu croșetul vom face piciorușe scurte. Pe măsură ce lucrăm, vom ascunde și acest capăt de fir. Și vom intra. Deci aici avem un picioruș dublu. În corespondența piciorușului dublu vom face două piciorușe scurte. Unu, cel de-al doilea, apoi, după cum vedeți aici unde am început primul picioruș dublu, vom face din nou picioruș scurt, vom continua pe piciorușul dublu cu alte două piciorușe scurte, deci în felul acesta vom face piciorușe scurte de jur împrejur. Deci, în corespondența fiecărui picioruș dublu, ar veni două piciorușe scurte, iar cel de-al treilea, în corespondența piciorușului, unde am pornit cu piciorușul dublu, vedeți aici. Pe acesta facem două piciorușe scurte, 1, 2, iar aici, de unde am început piciorușul dublu, îl vom face pe cel de-al treilea. Deci în felul acesta, de jur împrejur, vom lucra un rând de piciorușe scurte, după care vom continua. Vedeți, foarte, foarte simplu. Eu cred că reușiți să înțelegeți, scuzați, ceea ce lucrez.
așa se va prezenta. Vom lucra singure și ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușele scurte. Vom închide rândul în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat cu fir alunecat. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș scurt, după care voi face cel de-al patrulea ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări un picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea și voi face picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, sărim un picioruș scurt, intrăm în cel de-al doilea și facem picioruș dublu. Facem în modul în care partea de deasupra să fie în același model cu partea de jos, doar că vine lucrat într-un mod diferit. În felul acesta. Deci așa vom continua întreg rândul. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua. Uitați-vă. Am lăsat camera un pic mai jos, am ajuns și la sfârșitul acestui rând. După cum vedeți, am ajuns în mod exact. Acum voi face un ochi de lanț și voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. Voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și apoi vom lucra exact precum în partea de jos. În corespondența ochiului de lanț vom face un picioruș dublu, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu, deci repetăm ceea ce am lucrat până acum. În felul acesta, alternând aceste rânduri, noi ne vom ridica la înălțimea la care dorim, cât de înaltă doriți să fie geanta dumneavoastră. Nu știu dacă a prins bine la începutul acestui rând, a primului rând de fapt, dar modelul îl știți deja, l-am și explicat, pentru că această cameră este un pic cam micuță, fiind ridicată mai sus, nu știu exact dacă m-am încadrat. Am reușit să cumpăr o cameră nouă, va trebui să o instalez, unica problemă este că nu dispune și de microfon încorporat. În momentul în care voi reuși, voi cumpăra și un microfon, însă trebuie să mai lucrez și la aceasta. Deci, în felul acesta, vom continua cel de-al doilea rând. Și vom lucra singure. Vedeți? Repetăm, practic, modelul care l-am făcut la bază. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Voi face ultimul picioruș dublu în spațiu format din ochiul de lanț. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul rândului. Vom începe cel de-al doilea rând cu 4 ochiuri de lanț, 3 vor fi piciorușul dublu, iar cel de-al patrulea va fi ochiul de lanț de separare, după care vom sări unul dintre piciorușe duble, vom intra în cel de-al doilea și vom lucra piciorul dublu. Deci, ceea ce am lucrat până acum, repet din nou, veți lucra în felul acesta, alternând rândurile, pentru înălțimea la care v-ați hotărât cât de înaltă doriți să fie geanta dumneavoastră în funcție de ceea ce doriți să puneți înăuntru. Dar, în general, eu cred că fiind
Lucrată în acest mod este destul de încăpătoare. Vom continua singure, iar apoi, bineînțeles, eu voi face atât cât consider că am nevoie. Cum am menționat de multe ori, din lucrări, multe sunt doar pentru dumneavoastră, pentru canalul de YouTube, lucrări demonstrative. Apoi aceste lucrări mi le pun acolo, așteptând momentul în care, dacă va fi cineva doritor, o voi face cadou sau o voi vinde. Dumneavoastră veți face pentru dumneavoastră, bineînțeles, puteți face chiar și pentru a comercializa, nicio problemă pentru mine. Important este să prindeți modelul și să lucrați cu drag, așa cum lucrez eu pentru dumneavoastră. Deci, repet, din nou, veți lucra în acest mod, alternând rândurile pentru înălțimea la care doriți dumneavoastră. Eu voi mai lucra câteva rânduri, apoi mă voi întoarce și vom vedea în ce mod vom termina această bursă, pentru această geantă, pentru că avem nevoie și de mânere, bineînțeles. Mă voi întoarce în acel moment. Să presupunem că am ajuns la înălțimea dorită de dumneavoastră. Eu am lucrat doar atât. Dumneavoastră veți lucra cât doriți să fie geanta de înaltă. Ultimul rând trebuie să fie întotdeauna acest rând format din piciorușe duble, deci în totalitate piciorușe duble. Vom închide rândul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Totdeauna închidem cu fir alunecat. Iar acum vom lucra un număr de 20 de piciorușe scurte. Deci picioruș scurt, în corespondență fiecărui picioruș din rândul anterior, un număr de 20 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim când terminăm aceste 20 de piciorușe. Am lucrat cele 20 de piciorușe scurte. Am ajuns aici. Din această parte a genții am numărat din nou 20 de piciorușe scurte, 20 de piciorușe și am pus semnul despărțitor. Din acest moment, noi vom lucra ochiuri de lanț. Veți măsura după lungimea pe care o doriți, deci veți măsura cu centimetru lungimea dorită și veți face ochiuri de lanț atât cât de mult doriți să fie lungă, să fie lung mânerul genței dumneavoastră. Deci eu voi lucra în continuare, vom face doar ochiuri de lanț, pentru că apoi vom continua. Deci vă măsurați exact lungimea deziderată, lungimea dorită de dumneavoastră și faceți ochiuri de lanț simple. În momentul în care am ajuns la lungimea dorită, vom continua. Fie că doriți să o purtați doar pe mână, fie că doriți să o purtați pe umăr, dumneavoastră decideți cum dumneavoastră decideți chiar și înălțimea genții, așa cum vă spuneam. Facem aceste ochiuri de lanț. Voi continua singură, la fel și dumneavoastră. Eu am făcut ochiuri de lanț atât cât am considerat eu. În momentul în care ajungeți la lungimea dorită de dumneavoastră, vom intra din nou în locul unde am pus
semnul despărțitor. Nu uitați că am numărat un număr de 20 de piciorușe. Acum vom lucra un număr de 40 de piciorușe scurte, pentru că astfel, pe partea cealaltă, vom ajunge în aceeași direcție. Deci vom face 40 de piciorușe scurte, după care ne vom reîntâlni. 3, 4, 5 și vom continua singure. După ce am făcut piciorușele scurte, vom fi întotdeauna atente, vom măsura să fim la aceeași distanță, vedeți, să corespundă. Și acum din nou vom face piciorușe scurte, măsurând exact lungimea ochiuri de lanț, scuzați, măsurând exact lungimea pe care am lucrat-o deja partea cealaltă. Vor trebui să fie în mod egal, pentru că altfel geanta nu va sta bine. Deci voi continua singură, la fel și dumneavoastră, apoi ne vom întâlni să continuăm lucrarea. Eu am ajuns la lungimea dorită, acum voi intra și voi face un picioruș scurt, deci am unit și această parte a tortiței, a mânerului, cum doriți să o numiți, și voi continua cu piciorușe scurte până când voi ajunge din nou în corespondența ochiurilor de lanț. Deci chiar dacă vom lucra deasupra ochiurilor de lanț pe care le-am lucrat deja, continuăm în acest mod. Va veni cel de-al doilea rând de ochiuri de lanț. Încet, încet vom ajunge. Noi ne vom întâlni când vom ajunge aici. Am ajuns în corespondența ochiurilor de lanț. Acum vom intra în primul ochi de lanț și vom lucra un picioruș scurt. Vom continua cu picioruș dublu redus. Cel de-al doilea picioruș dublu redus. Vom încerca să creăm un mic model, un picioruș dublu, să pară dantelată această parte. Deci am făcut un picioruș dublu, îl voi face pe cel de-al doilea picioruș dublu. Picioruș dublu înalt, ați văzut că am luat pirul de două ori pe croșet. Deci un picioruș dublu înalt. Din nou voi face două piciorușe duble. Cel de-al doilea picioruș dublu. Două jumătăți de picioruș dublu sau două piciorușe duble reduse, cum doriți să le numiți. Un picioruș scurt. Și cam aceasta este secvența. O vom repeta. Deci, din nou, voi lucra din nou împreună cu dumneavoastră pentru a vedea bine. Deci, avem piciorușul scurt, vom lucra două piciorușe duble reduse, unul și cel de-al doilea, două piciorușe duble, doi,
cioruș dublu înalt, am luat de două ori firul pe croșet, ați văzut? Am lucrat piciorușul dublu înalt, din nou voi continua cu două piciorușe duble. Cel de-al doilea, două piciorușe dublu reduse, 1, cel de-al doilea, un picioruș scurt și vom continua. Exact secvența pe care v-am prezentat-o până acum. Vedeți, iese un pic ondulată, nu va fi acea tortiță dreaptă sau va avea un aspect un pic mai diferit. În felul acesta vom lucra până la capăt, iar noi ne vom întâlni. Proiam să vă arăt coincidență. Am făcut piciorușul dublu înalt, acum voi face două piciorușe duble, primul, cel de-al doilea, cele două jumătăți de picioruș dublu redus, 1 și 2. Piciorușul scurt și am ieșit la fix. Nici dacă aș fi măsurat anume, nu reușeam să ies cu această parte dantelată atât de corect. Acum vom continua din nou cu piciorușe scurte până la următoarea parte, până la următorul mânier și acela îl vom lucra în același mod. Cred că nu este nevoie să repetăm. Ne vom întâlni când lucrarea va fi terminată. Urmăresc de fapt de câtva timp o persoană care cunoaște foarte multe despre YouTube și acolo am MAPS, la dumnealui am auzit că nu este nevoie să facem tutoriale foarte lungi pentru că persoanele se plictisesc când tutorialele sunt foarte lungi. Eu mă voi opri aici, voi continua singură, la fel și dumneavoastră, ați văzut modul în care am executat și acea parte importantă a agenții, ne vom întâlni la sfârșitul lucrării. Am încheiat și cea de-a doua parte. Acum voi face piciorușe scurte până când voi ajunge exact în punctul de unde am pornit pentru prima dată, primul rând de piciorușe scurte. Apoi vom încheia această lucrare. Eu sper să vă placă, sper să îmbrățișați această idee. Așa cum ați văzut, ceea ce am realizat eu este diferit de fotografia care mi-a fost trimisă, pentru că am dorit să fie diferit, să nu am probleme cu internetul, să nu fie copyright. Am pus un pic din imaginația mea, un pic de fantezie. Am descifrat mai întâi acel model și, bineînțeles, așa cum fac întotdeauna, îmi las impronta pe lucrările executate de mine.
Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like. Aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității, un comentariu și sper să vă fie de folos dumneavoastră, doamnelor începătoare care mă urmăriți, care sunteți înscrise pe acest canal de YouTube. Doresc să mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru ajutorul dumneavoastră. Uitați-vă, am ajuns la capătul rândului. Aici voi scurta firul și voi închide lucrarea. Voi ascunde acest capăt de fir. Să știți, chiar dacă nu este, cum să spun, o lucrare de mare anvergură, eu sunt fericită că am reușit să o realizez, să fac față, sper eu, cu brio și acestei probe și astfel să dau curs dorinței doamnei care mi-a trimis fotografia. Voi încerca cât mai mult să lucrez după dorințele dumneavoastră, după ceea ce dumneavoastră ați dori să realizați și nu aveți niciun indiciu de nicăieri. De aceea eu vin întotdeauna în sprijinul dumneavoastră, doamnele începătoare, și sunt foarte bucuroasă când ceea ce eu realizez place. Pentru mine este o satisfacție faptul că apreciați lucrările mele. Vom ascunde firul în modul în care să îi dăm cât mai multă stabilitate. Puteți să-l ascundeți cu acul dacă doriți. Dacă vă este mai ușor, eu întotdeauna ascund în felul acesta cu croșetul și, bineînțeles, apoi voi scurta acest capăt de ață. Voi încerca să vă fac o imagine de ansamblu a ceea ce am realizat, această geantă pentru plajă. Mâine voi face fotografie și voi pune pe comunitate. Eu sper foarte mult să vă placă. Voi încerca să ridic camera mai sus. Repet mereu aceleași cuvinte, pentru că să știți că și eu sunt emoționată. Deci aceasta este ceea ce am obținut. Pentru aceasta am lucrat aceste două zile. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Uitați-vă așa în toată mărimea ei. Vă doresc o zi frumoasă, pentru că eu voi încărca mâine tutorialul. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă salută Tatiana și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!